O femeie de 58 de ani din Scornicești ar fi dispărut de acasă în data de 18 noiembrie plecând voluntar de la domiciliu, dar pentru că nu a revenit, fiica s-a alertat autoritățile prin 112. Anunțul dispariției a fost făcut la poliție marți 19 noiembrie 2019, iar polițiștii o caută și la această dată. Fica s-a postat însă și pe Facebook un anunț în care menționează că femeia dispărută ar fi fost văzută ultima dată luni 18 noiembrie în zona de demand din Slatina. Bratul Floarea, a ultima dată văzută ieri 18 noiembrie 2019 pe lângă de în Slatina, județul Olt. Era îmbrăcată cu o geacă maro și avea o geantă de voiaj neagră. Dacă o vedeți, vă rog să-mi scrieți, ori să vă adresați celei mai apropiate secții de poliție. Vă mulțumesc mult! Este anunțul postat pe Facebook, însoțit de o fotografie a celei dispărute. Potrivit unor surse, femeia ar mai fi avut și în trecut plecări voluntare de la domiciliu, fără să-și anunțe rudele, însă de fiecare dată a revenit după câteva câteva zile. Persoanele care pot da relații despre femeie sunt rugate să anunțe imediat cea mai apropiată secție de poliție.